IPL, lider global în biosoluții, vă recomandă Aminoplant. Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura, la Raport. O să continuăm să le răspundem tuturor celor care vor să acceseze fonduri europene. Mă bucur ca de fiecare dată să observ un interes sporit vis-a-vis de acest subiect. Am observat cu toții că sunt români plecați în străinătate care vizionează emisiunea noastră, urmăresc Agro TV și ne-au și trimis câteva mesaje, câteva întrebări, au intrat în direct cu invitații mei, cu cei doi consultanți prezenți în seara asta aici la Agro TV. E vorba de doamna Andra Popescu și domnul Răzvan Doța. Bun, spuneam că vom continua să dialogăm cu cei de acasă. Andreea Munteanu are câteva întrebări pentru oaspeții mei. Ne spune așa: dețin o întreprindere individuală din 2011 care se bazează pe creșterea ovinelor și bovinelor, unde am avut și un proiect accesat și finanțat pentru instalarea tânărului fermier și acum vrem să accesăm măsura 4.1 pentru înființarea unei noi exploatații de creștere a păsărilor pe o altă suprafață de teren. Dorim să știm dacă se finanțează construcția halelor, efectuarea unui puț forat, racordarea la electricitate. Ce îi răspundeți, doamnei? Că se poate, dar e un proiect foarte greu. E un proiect care trebuie analizat foarte, foarte mult. Nu înțeleg de ce, după ce a crescut, mă rog... O să vă rog, doamna Popescu, să nu ieșiți din cadru. Așa. Da, gata. Deci, nu înțeleg de ce, după experiența creșterii caprelor, vrea să se reprofileze pe creșterea veilor, da? Înțeleg bine? Dar da, se deci poate face, poate să facă. Vrea să crească bovine, ovine? Îmi scuze. Deține o întreprindere individuală, se bazează pe creșterea ovinelor și bovinelor și dorește înființarea unei exploatații pentru creșterea păsărilor pe o altă suprafață de teren. Bun, vreți să pregătim răspunsul doamnei după ce stăm de vorbă cu domnul Constantin Zancu din Suceava? Haideți să vorbim cu dumnealui și apoi revenim la mesajul telespectatorii noastre. N-aș vrea să îl ținem foarte mult în telefon pe domnul Zancu. Bună seara! Alo! Domnul Zancu, ne auziți? Bun, nu știu dacă ne aude. E pe fir, dar nu mai vrea să răspundă. Probabil că nu ne aude sau nu știu care e problema din moment ce noi nu putem să dialogăm cu domnia sa. Domnul Constantin! Nu mai stă. Bun. Haideți să discutăm cu Andreea Munteanu, mă rog, să-i răspundem doamnei Munteanu, vis-a-vis de ce vrea să facă și dacă poate primi finanțare pentru hale, puț forat și racordarea la electricitate. Categoric, da, dar este un proiect mare, este un proiect mult mai greu. Discutăm aici de o componentă de construcție, montaj. Nu se discută de acele achiziții simple numai pe partea de echipamente, unde procedurile sunt mai simple în comparație cu construcții de montaj. Ar trebui să începem de la terenul pe care își va construi hala și ce mai dorește din ei, pentru că ar trebui totuși să aibă un cadastru făcut. Dacă vrea să-și facă și un puț forat, atunci discutăm să vedem și de un studiu geo, pentru că trebuie făcute și niște astfel de analize ale solului ca să vedem unde găsim apa care trebuie. E un proiect de anvergură. Eu aș începe de la a-mi asigura terenul, să știu că este terenul meu. Dacă nu este terenul meu, da, ideal ar fi să fie proprietate și ca să obțină și punctajul corespunzător, totuși e o investiție destul de mare ca să mergi
pe alte forme, să spunem, de posesie a terenului pe o perioadă limitată în timp. După, ar trebui să-și facă un proiect tehnic. Deci această componentă nu se face decât împreună cu un specialist pe această componentă de construcții-montaj. Dar da, poate să-și facă. Partea de cofinanțare e destul de mai mare. N-am discutat de faptul că s-ar putea ca de la anul, sau când vom intra în următorul exercițiu financiar, pentru că n-am atins deloc acest subiect și n-am discutat de cum vor veni finanțările, în special pe componenta de forme de asociere, și atunci ar trebui să se gândească și la acest lucru. Și atunci una este să faci parte dintr-o cooperativă, dar nu este suficient și e decât, să spunem, o bifă pe care o tragem, fac parte dintr-o cooperativă, obțin un plus de finanțare, dar poate că nu. Poate, doamnă, că cel mai întrerup din nou, da? Cer scuze, îl avem pe domnul Zancu la telefon și de data asta chiar nu mai vreau să ratăm discuția cu domnia sa. Sper să fie de acord și domnul Constantin și să nu ne lase așa să vorbim singuri. Bună seara! Bună seara! Ne auzim de data asta, nu vă auzeam mai devreme. Bună seara! Da, spuneți! Bună seara! Zancu Constantin de la Suceava. V-am prezentat, vă rog. Avem în, lucrăm la cultura mare, avem 20 hectare, 25 hectare în arendă. M-auziți? Foarte bine. Da, da. Așa. Și așa, cetățenii la Suceava, plus că mai lucrăm niște teren fără contract de arendă. Asta nu ne ajută cu nimic la... Dar cine ia arenda? O ia proprietarul? Cine? Da, sunt proprietari și așa, nu vor să fac contract de arendă. Nu prea e în regulă asta. Asta știu. Arenda trebuie să vină la cel care lucrează terenul, dar ne facem că n-am auzit. Dar dacă legislația în România asta nu o dă odată să spui despre ce se întâmplă, să duc odată, să... Auziți, domnul Zancu, aveți și legislație, totuși să mai se aplice, adică să nu dăm numai pe cel care face legea în țara asta. Noi știm că nu e în regulă asta, dar na. Nu vrem, așa degeaba, trebuie, domnule. Ne constrânge cineva. Da, spuneți, așa. Deci am lucrat la noi în România. Na. Ziceți, lucrați, da. 20 de hectare, da, cultură mare. Bine, lucrăm cu 90 hectare, dar ei nu avem niciun contract de arendă, nimic. Am înțeles, da. Și vreți să faceți un proiect. Dacă legea României constrânge pe cetățean să-l pui să predea ei producția, așa trebuie, care e subvenția, să pui să facă dovada. Să dea dovada niște că predă ceva la stat. Niște chitanțe că a folosit, nu? Niște, păi, normal, eu dau la stat și mă ia ce fiscul înapoi, că nu am acoperire, mă duc și nu am unde da producția, o dau fără acoperire la stat și mă ia pe altă parte că spune că eu fac dovada piese și... Na, și... În fine, haideți să trecem la subiect, da, la ce vă interesează. M-ar interesa, la 20 hectare, eu știu și problema. M-ar interesa de o hală sau niște... Să fac, dacă ar putea să mă pot finanțare ceva. La 20 hectare, o finanțare pe o... Pe o hală? Și ce să faceți în hală? Depozitare de cereale, na, sau, na, asta ar fi. La 20 hectare nu mă prea încadrez la mainica. Știu asta, am întreb și eu asta. O fost idee mea, măcar să întreb, să nu rămân prost înainte de Paști. Nu e vorba de asta, dumneavoastră sunteți o persoană chiar foarte muncitoare. Poftim? Pentru că sunteți o persoană foarte muncitoare, știu. Știu ce înseamnă să se lucreze 90 de hectare, dintre care decât 25 pe contract de arendă. Atât am, doamnă. Bun. Na. Este dreptul dumneavoastră de care nu faceți uz. Legea este nu, cât se poate de clară. Nu poți fac dovadă nimănui. Nu poți fac dovadă nimănui. Legea este cât se poate de clară. Subvenția trebuie încasată de cel care lucrează terenul. Faptul că dumneavoastră dețineți 25 de hectare în arendă
Restul de 90 puteți să le dețineți cu alt titlu decât să spunem arenda, știu, dar subvenția tot dumneavoastră o încasați. Păi, acum e o întrebare noastră așa, ați depus la APIA? Eu atât depun cât am contract, nu pot depune la APIA, Da. Sub alte forme, știu treaba asta, eu știu și asta, dar nu... Probabil că la un moment dat se va aplica și legea care este în vigoare și se vor cere tuturor celor care depun cererile. Este reglementată. Trebuie decât aplicată. Legea există de foarte mult timp. Trebuie decât cineva să verifice, știm și cine sunt persoanele competente din cadrul căror instituții care trebuie să verifice dacă într-adevăr cine a depus cererea de plată la APIA este persoana care și lucrează terenul. Ar trebui să dea persoana care lucrează terenul. Așa se iei subvenția. Așa trebuie. Așa se întâmplă cele mai multe situații. Legea este în vigoare. Dar așa este. Așa se întâmplă. Bun. Pe cele 25 de hectare poate... Pe cele 25 de hectare e foarte, foarte greu. E foarte greu să obțină o finanțare pentru un depozit de cereale. Nu poți obține o finanțare nimica, că credibilitatea n-ai. Dar puteți să obțineți. Puteți să obțineți o finanțare. 25 de hectare înseamnă ceva. Dar ca să vă faceți un depozit... Mai mult lucrez fără. Adică nu lucrați. Eu terenul lucrez, îl sunt, dar e omul și la APIA când îi găsească, la APIA te găsească cu... Vedeți unde-s vânătorii de subvenții? În fine, domnul Zancu, haideți că nu vă judecăm noi în seara asta, că n-avem... Nu judecăm noi România, sărbători fericit. Sărbători cu bine și dumneavoastră, am apreciat faptul că ați fost sincer și ați spus exact așa cum stau lucrurile, chiar dacă nu suntem de acord cu ce se petrece. Sunt mulți care sunt în situația dumneavoastră și probabil că dacă ar fi fost la televizor ar fi declarat altceva, dar ar fi bine pentru dumneavoastră, sunteți cel care muncește și ar trebui să vă bucurați de un drept al dumneavoastră. Nu e vorba despre altceva, e doar un drept care vi se cuvine și n-ar trebui să ajungă banii respectivi, subvenția, în buzunarul celor care sunt doar proprietari și nu lucrează teren. Asta așa ca o concluzie și sper eu o învățătură de minte și pentru alții, da? Înțeleg, sunteți poate constrâns, nevoit și vă mulțumiți și cu atâta. 10 secunde de publicitate și ne întoarcem. Combaterea biologică este modul eficient și natural de control al dăunătorilor și bolilor din culturile dumneavoastră. Universal Group și Copert, parteneri cu natura. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, telespectatoarea noastră care dorește să primească finanțare pentru hale, electricitate și puț forat, ne spune că terenul este în proprietate. E foarte bine. Este foarte bine. Bun. Se încadrează, înțeleg eu, cu anumite... Categoric, da, se încadrează. Este un proiect, într-adevăr, de o mai mare complexitate. Îi sugerez să ia legătura cu un consultant în zonă care va trebui să aibă și o componentă, să spunem, pe partea de tehnică, pentru că discutăm odată de scrierea cererii de finanțare și de studiu de fezabilitate. O să se vadă probabil ce soluție tehnică se adoptă. Sunt mai multe studii de natură tehnică care se fac. Bun. Dar da, poate să facă. Da, asta e o veste într-adevăr bună pentru domnia sa și pentru cei care poate se regăsesc în astfel de spețe. Mai sunt întrebări venite aici la noi la AgroTV. Una din întrebări e dacă pentru cei trecuți de 40 de ani există finanțare. Ionel Musta vrea să știe lucrul ăsta de la dumneavoastră sau doar pentru tinerii fermieri? Există pentru toată lumea finanțare, doar că domnul, din ce am înțeles, vizează programele care
se anunță a fi și, și măsurile care vor fi, se anunță că vor fi după 2023, dar raportat la ce a fost în anul trecut, C4.1A, de exemplu, care urmează să se se anunță a fi deschis, nu avem limită de vârstă să fie tânăr fermier sau peste 40 de ani. Poate să depună, bineînțeles. Bun, alte întrebări venite pe aceeași pagină de Facebook. Mihai Lelea vrea să știe de la dumneavoastră dacă se vor redistribui banii rămași necheltuiți pe măsurile 4.1. Dacă știți ceva în sensul ăsta. N-am văzut niciun comunicat în momentul de față că s-a redistribui. Banii au mai rămas după ce se finalizează și cu rapoartele de selecție pentru măsurile depuse. Așteptăm să se anunțe ceva în privința banilor rămași, dar momentan nu ne putem pronunța pe ceva ce nu există. Maria Pleșa, dacă pe 6.1 se mai știe ceva. Păi am tot discutat de 6.1 și am vrea să vă spunem niște lucruri, dar deocamdată ele nu sunt comunicate de la cei care ar trebui și au menirea să facă lucrul ăsta, adică sunt autorități ale statului, că așa presupuneri, supoziții se tot fac, dar am fi vrut să venim cu niște lucruri clare, concrete, pe care să vi le putem furniza în momentul ăsta. Ne întreabă Oliver Barnea ce facem cu prețul la motorină, că ajungem la sapă de lemn. Vă cred este o problemă. E o problemă, într-adevăr, dar nu știm să vă spunem noi ce facem în momentul ăsta cu prețul la motorină, că era bine dacă aveam așa un răspuns pe care să vi-l dăm dumneavoastră și celorlalți telespectatori, că știți cum e, sunt lucruri care în fond și la urma urmei ne impactează pe fiecare dintre noi, poate nu în mod direct, dar indirect, banii aceștia pe care îi plătim la pompă pe litru de motorină sau benzină se repercutează și în coșul zilnic, toate scumpirile vin și din zona asta și comercianții, ca de fiecare dată, speculează orice mărire de preț pe zona asta de transport și nu numai, dar, mă rog, nu e treaba noastră să comentăm sau să judecăm pe cineva. E o altă seară cu o altă temă și implicit cu un alt format vis-a-vis de dezbaterile pe care le avem aici la Agro TV, la Agricultura, la Raport. De 6.3 vă întreabă un alt telespectator dacă va mai continua și în perioada următoare. Posibil cel puțin anul acesta nu s-ar putea să nu. Da. Există niște discuții și am spus posibil. Posibil nu. Nu posibil da. Se pare că în următorul cadru financiar multianual nu vom mai avea acest tip de finanțare, dar se va veni cu altceva în loc. Nu cred că nu vor mai exista finanțări pentru fermele de semisubsistență, că nu se va mai numi măsura 6.3, dar vom avea în continuare finanțare pentru ferma de familie, pe care trebuie susținută, și pentru fermele de semisubsistență. Mai mult chiar, poate ar fi de interes, pentru că au apărut în ultimul timp niște acte normative și aș vrea să le spunem. Vă rog. Telespectatorilor noștri, discutăm de legea 6. Legea 6 pe anul 2022, care vorbește de atestatul de gospodărie țărănească. Am discutat înainte de componenta de cooperativă agricolă. Pe formele de asociere vor veni finanțările din următorul exercițiu financiar și va trebui să înțelegem acest lucru. Faptul că facem parte dintr-o cooperativă agricolă ca formă de asociere economică sau și aplicăm ca membru al cooperativei sau cooperativa aplică și va trebui să ne gândim că este spre beneficiul nostru.
prin această lege la care am făcut referire, s-a introdus noțiunea de gospodărie țărănească, astfel încât să se dea posibilitatea gospodăriei, fără să se ducă, să se autorizeze sub o formă de PFA, întreprindere individuală sau altceva, la Oficiul Registrului Comerțului, să primească un atestat de gospodărie pe care, atenție, îl va emite cooperativa agricolă. Valorificarea producției, de obicei excedentară, sau surplusul care într-un anumit perioadă poate să-l aibă gospodăria respectivă, va fi valorificat prin intermediul cooperativei agricole, pe baza unui carnet de comercializare. Atestatul va fi eliberat de către cooperativă. Discutăm de vizarea carnetului de către unitatea administrativ-teritorială de aparținătoare. Iar toți fermierii trebuie să știe și acest lucru, că își vor putea valorifica astfel producția pe care o au prin intermediul acestei forme. Ne aflăm acum într-o primă perioadă, într-o perioadă de depunere a cererilor la APIA, cum le spunem noi. Dar să nu uităm că în curând, până pe data de 25 mai, o să avem depunerea declarațiilor la ANAF. Și atunci trebuie să se știe de fiecare dată care ne sunt aceste constrângeri, cel puțin din perspectiva PFA-urilor sau întreprinderi individuale, unde sunt foarte mulți fermieri, care după ce vor aplica pentru depunerea cererii de plată la APIA, să nu uite să-și depună și declarația unică la ANAF. Așa sunt niște elemente de noutate care au apărut acum și poate ar trebui să mai amintim că ieri a apărut în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Agriculturii un nou sprijin pentru de minimis. Este vorba de cartofi. Corect. Așa. Se află în dezbatere publică. E un lucru de noutate. Într-adevăr, valoarea nu este foarte mare. 200 de euro la hectar nu este o valoare foarte mare, dar este totuși un sprijin și el este consistent. Și mare atenție, dacă discutăm de obținerea unei producții, dovada valorificării, restul trebuie depozitat. Asta ca element de noutate. Bun. Ca element de noutate vă comunic și eu că mai avem un minut, atât tot. A trecut repede timpul, au fost multe întrebări, multe mesaje venite de la prietenii noștri. Mă bucur să știu că și de data aceasta emisiunea a fost urmărită, vizionată. Am văzut foarte multe întrebări din diferite zone, venite de la persoane de vârste diferite. Asta denotă că lumea e interesată pe mai departe de a accesa finanțare, de a primi bani europeni, iar apetitul pentru a deschide sau pentru a dezvolta o afacere în agricultură există și în clipa de față. Mă bucur să știu că sunt mulți cei care vor să profite, cu ghilimele de rigoare, de această șansă și ar trebui să o facă toți cei care vor să evolueze, vor să se dezvolte, pentru că am mai spus-o și o repet, cunosc foarte mulți oameni care au accesat nu un singur proiect, mai multe proiecte și știți cum se spune în popor, pofta vine mâncând și au văzut că nu e chiar atât de dificil să poți să accesezi niște bani și să faci o afacere cu adevărat rentabilă. Mulțumesc mult de tot pentru prezență, doamna Popescu, domnul Toța, vă doresc sărbătorii cu bine, cu liniște, cu pace. Telespectatorii, mă revăd mâine seară tot aici la AgroTV, la Agricultura, la Raport. Până atunci, sănătate multă, să auzim de bine!